Forțele navale ar putea avea 3 submarine. Declarația a fost făcută de ministrul apărării în fața echipajului fregatei Regele Ferdinand. În prezent, în marina militară, există un singur submarin, Delfinul, care este nefolosit de 22 de ani. Să trăiți! Sergent de submarine Aurică Tudorache. Mai exact, am grijă de singurul nostru submarin, de Delfinuțul. Doar eu am mai rămas din tot echipajul. Au plecat care încotro, pe Spania, pe Italia, pe Germania. Domnul comandant Marinică e taximetrist pe gondolă la Veneția, da, face banul, domne, mai vorbesc cu dânsul la telefon. Îi era teamă că poate bagă ăștia Uber și pe gondole. Așa ar fi fost papuiul. Domne, de ce vă deranjez? Eu am decis să protestez. Da, mie nu-mi place chestia asta cu forțele navale, să cumpărăm submarine, căci că să luăm de alea atomice de la americani, că să-l dăm pe Delfinuțul. Așa îi zic eu lui Delfinul. Deci nu, nu, Delfinul nu pleacă de aici. În primul rând că Delfinul aici s-a născut, aici a trăit, domne, toată viața lui. În port el nu e submarin de ăsta de luptă, să fie clar. Delfinul nu e de luptă. Delfinul e submarin de companie. Delfinul urăște violența, da? El nici la filme de-astea cu război nu se uită. Nu, dar se ducă el la luptă. S-a uitat odată la Salvați-l pe soldatul ăla Ryan sau ceva. A leșinat de 3 ori, domne. Îl stropeam cu apă pe față. Am zis că îl pierd atunci, da. Cu Delfinul poți să te duci la luptă așa, dacă vrei să vezi o luptă mai de aproape, dar el nu se bagă, nu se bagă. Și cum să-l dai, mă, pe Delfinuțul? Că eu stau pe Delfinuțul, da, mi-am vândut apartamentul, mi-am vândut tot ca să am grijă de el. Că pe nimeni n-a interesat în toți anii ăștia ce se întâmplă cu el. Iar acum și-au amintit toți. A, stai, bă, că noi avem un submarin. Nu aveți, bă, nu aveți. Am un submarin. Delfinuțul e al meu, da? A, uită-l aici. Uită-l aici, dragoste pe viață. Păi da, mă rog, îl mai am și... Dar nu pot să vă arăt acum. Când îi aud pe ăștia, îmi vine să... Domne, că forțele NATO, că alianța, că partenerii noștri strategici... Faceți ce vreți, bă, mă retrag cu Delfinuțul pe Dunăre undeva. Păi da, merg încolo până pe la Belina. Ne-o primi și pe noi domnul Dragnea, care e suflet bun. Păi se putea, mă, să stea și el liniștit la bătrânețe. Delfinuțul nu se putea. Eu l-am protejat în tot timpul ăsta, nu i-am zis nimic. Dacă aude, mie să nu crape naiba vreo bobină în el. O să-l aveți pe conștiință, bă, o să-l aveți pe conștiință, cum aveți și mulți alți bătrâni din țara asta. Dar de ce credeți, bă, că îi zice Delfinul? A? Dacă era vreo răutate de-asta, vreo bestia adâncurilor, îi zicea rechinul, bă, rechinul, ucigaș, chestii de-astea. Delfinuțul meu. Deci să nu mai avem discuții, da? Delfinul nu pleacă de aici. Iar să luăm alte submarine de-asta noi, bă, mi se pare o mare prostie. În primul rând, Delfinuțul n-a văzut în viața lui alte submarine. O să se sperie, vă dați seama, stres, inimă rea. Eu sunt aici, vă promit să apăr cum pot. Ne scufundăm împreună la cea mai mică mișcare suspectă, da. A trecut cineva ieri pe aici și a strănutat. I s-a spart periscopul Delfinuțului. Și ce flotă de submarine, mă! Ce să luptăm noi pe la fund, mă? Bă, bărbații adevărați luptă la suprafață, nu se ascund. Nu mai lași, mă, se bagă, se ascund ei, să alea. La suprafață, tăticu, luptă dreaptă, așa a fost românul. Că noi suntem români tradițional, da? Plus că, băi deștepților, ce facem, mă, cu tactica noastră, a? Cu tactica noastră tradițională, bă. Nu aia lui Nehalagial, bă, cu focul la ei, aia e la fotbal. Cu tactica noastră de război, tactica pârjolirii. Cum pârjolim, mă, noi în apă? Cum mai dăm noi foc la holde în apă? Cum mai otrăvim noi fântânile în apă? Nu v-ați gândit, nu? Lasă, mă, lasă, că s-a gândit Aurică, normal. Și ce dacă ne cuceresc, mă, ăștia cu submarinele fundul apei? Ce mare scofal! Ce făceam noi pe fundul mării, mă? Aud? Nimic! Iar la mal n-au cum să ajungă, nu? Păi acolo sunt algele alea împuțite și mai sunt și barierele de peturi și de puși de chipsuri aruncate de turiști. Deci să ne înțelegem, pe aici nu se trece. Și atunci de ce să-l supunem noi pe delfinuțul la tot acest stres? A? De ce să-i otrăvim bătrânețea lui delfinuțul? Lasă-i, frățicule, să apere fundul mării pe aia care exploatează acolo gaze naturale și petrol. Că din ce știu eu, nu sunt firme din România. Din ce știu eu, nu plătesc nimic la statul român. Că la statul român așa e, vin firmele, exploatează și după aia ne judecăm cu ele pentru redevențe. Mă rog, mai întâi ne rugăm de ele, după aia zicem că nu ne vindem țara, că suntem mândri că suntem români și după aia mai pierdem și procesele. Lăsați-i pe ăștia să apere fundul mării, din fundul ăsta de lume. Auzi tu, să dai nu știu câte miliarde acum ca să cumperi submarine atomice, mă? Doamne! Băi, ăștia, mai bine îi dai șpagă, bă, dacă te atacă cineva, pe bune. Vin niște submarine? Ok, las, mă, de aici 2, 3, 5 milioane de euro și papa, vă faceți și voi că nu ne-ați găsit. Am ajuns de băgăm toți banii în apărare. Dar ce apărăm? Drumuri rupte, școli dărâmate, spitale infectate. La cât de proști suntem, mă mir că nu punem banii pe Alba Neagra. Toți banii. E, ce vorbești, să-i mulțim, nu? Ia că... Mă scuzați, s-a trezit delfinuțul, îl scot puțin pe la mal, da, să se mai dezmorțească. Uite-l, mă, uite-l, ce frumos e. Aoleu, să ascund pancarta asta, că nu intră la idei. Nu vede până aici, nu, v-am zis, are periscopul spart, nu? Vă salut. Ce faci, mă, băiatul lui tata, mă? Cine, mă, băiatul meu frumos, mă, delfinuțul meu? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Aș dori să remarcăm pentru început faptul că guvernul dăncilă a împlinit o săptămână și încă rezistă. Da, o săptămână și nimeni n-a fost schimbat. Bravo, bravo! Asta nu înseamnă că nu există deja crize de nervi și presiuni interne în PSD din cauza unor miniștri. Tipul de la economie, cel puțin, Dănuța Andrușcă pe numele lui, a stârnit o groază de pasiuni prin partid. Îl mai știți pe Andrușcă, nu? Bă, scuzați, sunt foarte emoționat. Un rol important va avea pentru, în cadrul economiei, îmi cer scuze că suntem emoționat. Când aveți de gând să aprobați legea redevențelor, dar lăsați foaia aia și ziceți așa, când? Mulțumesc, vă rog. La sfârșitul lui februarie, noi sperăm că legea va fi adoptată. Asta e imposibil. E imposibil. Trimise către guvern, îmi cer scuze că... Nu, către Parlament, poate. Pe bune acum. Cum să-l pui pe ăsta ministru? Ei bine, citim prin presă că domnii Oprișean, Bădălău, Țuțuianu și Negoiță au început să comenteze deja componența noului guvern, iar Andrușcă e una dintre țintele lor. Pe de altă parte, înțelegem că Liviu Dragnea a demarat și el acțiunea de epurare a cadrelor de partid care îi strică atmosfera. Adică fix tovarășii și tovarășa care comentează în front. Păi ce facem, doamna Abramburica? Vă ofticați? S-a supărat Dedi, feriți-vă că scoate mitraliera la propriu, deci nu mă refer la deputatul Rădulescu. Liviu Dragnea, dacă va beneficia de o majoritate în partid, cu siguranță îl va executa pe Nicolae Bădărău. Pe lista neagră a intrat totodată și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, cel care l-a înfruntat deschis și direct pe Dragnea în ultimul comitet executiv al PSD. Și Ecaterina Andronescu a fost schimbată din conducerea Comisiei de Educație din Senat, ea fiind un om care l-a criticat pe Liviu Dragnea, Marian Oprișan, ar putea să fie înlăturată de la conducerea a filialei PSD Vrancea. Hamsterul nu uită, și nu iartă. El are nevoie de liniște, nu mai suportă gălăgia asta. De ce credeți că a pus-o pe tanti Viorica la guvern? E ascultătoare, civilizată, plăcută, rezonabilă, neconflictuală. Nu se supără, unde o așeze acolo stă. O bagi într-un ghiveci, mai torni puțină apă, dai cu un fixativ pă... Nu ca ăștia, bă, care strică atmosfera. Îl și văd pe Dragnea la următorul comitet executiv, cum se duce la ei și ia de guler ca Iliescu în vremurile bune. De ce strigați, măi, conflictualilor? E halucinant totuși unde s-a ajuns. Dragnea e prieten cu Iohannis și se porcăiește în public cu Victor Ponta. Cine ce să mai înțeleagă? Mâine, poimâine, îl vezi pe Dragnea la un șpriț cu Băsescu făcând mișto de Iliescu și Adrian Năstase. Ce v-ar mira? I-am arătat președintelui minciunile transmise de către șefa delegației Comisiei Europene la București, doamna Angela Cristea, transmise la toți comisarii europeni. Minciunile proaspete vorbesc. Spunându-i că mie mi se pare antiromânesc și un gest împotriva intereselor românești, care nu poate să rămână netaxat și nespus, pentru că astăzi minte despre premierul României. Poate ieri sau poimâine minte despre președintele României. Hai mă că e om de înțeles, Iohăniță. Nu e așa cum credeau ei. S-a lăsat îmbărligat de alții, dar într-o altă viață Dragnea și Iohănița ar fi fost cei mai buni prieteni. Domnul Dragnea, adevărul e că totul e foarte amuzant. Tăiați porci pe la SRI, stați bot în bot cu Iohannis și după aia o dați cu statul paralel, orice ar însemna asta. Nu mă pricep, dar s-ar putea să existe un termen medical pentru un astfel de comportament. Turnătorii dintr-o stare știu, nu? Șova, Ponta, Nițulescu și mai sunt și al câțiva, nu vreau să-i fac vedete, o să discutăm despre asta. Am auzit că unii se tot alintă. Dom'le, să-mi ceară scuze că eu n-am spus. Nu vreau să spun. Ați văzut denunțurile? Doamnă, bineînțeles. Păi v-ar fi făcut vreodată Iohannis așa ceva? Prietenul Iohăniță? V-ar fi făcut el una ca asta? Niciodată. Ponta, Grindeanu, Tudose, toți niște hahalere, domne. Vă zic eu, un suflet de aur, dacă vreți să stați de vorbă cu cineva, domnul Dragnea, e doamna Chioveși. Pe bune, eu aș zice să o sunați și să stați de vorbă cu dânsa. Și vine, dacă îi spuneți că sunteți mai mulți, cu Maior, cu Gabi Oprea, cu alt general, vine, n-a întâlnire privată, de ce n-ar veni? Domnul Dragnea la fel, astăzi poate să fac o copie după declarația mea, am înțeles că nu are bani. Îi dau eu astăzi bani, că mi-au salariu. Dacă domnul Dragnea aduce o hârtie, hârtia mea, un denunț al meu, sau dacă DNA spune că sunt denunțător, tot astăzi îmi dau demisia din Parlament și ați scăpat de mine din politică. Dacă eu aduc hârtia, din care rezultă că sunt martor, sau domnul Dragnea într-un final îi vine mintea la cap și scoate declarația de martor, nu mai e chestie de scuze. Trebuie să-și dea demisia el din Parlament. Puh, ce bine ați ajuns voi! V-ați luptat cu binomul până ați început să vă mușcați unul pe altul. Exact ca unii câini de aia care aleargă după o mașină și după aia se iau la bătaie ca fraierii. E, acum vă dați seama că vrem și noi să vedem cine a turnat și ce a zis acolo. Facem chetă națională, domne, păi da, vorbim la o firmă să ne dea un copiator. Am dat noi atâția bani la Microsoft de pomană, o mai găsim pe unii să ne fraierească și cu niște imprimante, nu? E, iar acum, hai, toată lumea să se scobească de câte 10 lei, vă rog frumos. Toți, și de acasă, și băieții din platou, toată lumea. Hai, bă, nu se aude! Pentru ce? Cum mă pentru ce? Trebuie să plătim întreținerea lui domnul Dragnea. Așa, haideți. Vă mulțumesc, ia uite, 20 de lei, tu ești de la PSD, a? Mulțumesc, da, să trăiești, să fii sănătos. Păi da, ia uite, 2, 3, 4, 5, 60, domnul Dragnea. Așa, băieți, așa? Că îi tai ăștia domnului Dragnea apa caldă. Nenorociți, bă, nenorociți. Îi pârjolezi moșii, ai taie curentul, niște animale. Ați văzut ce i-au făcut șefului guvernului nostru? Nu i-au dat dosarul, domnule, să-l citească și el acasă în tihnă, ci că să fie o surpriză, domnul Dragnea, de-aia nu vi l-au dat, să mențină suspansul. Să iau toate zecile de, sau nu știu, costă și ceva, nu mai țin minte câte bibliorapturi sunt, ca să le iau în copie scrisă, în format scris, pe hârtie, mă costă peste 1 miliard de lei. Și vă mai spun ceva. cei care, mă rog, care gestionează dosarul sunt cei care au cerut și mi-au pus sechestru. Singurul venit pe care l-am este indemnizația de la Parlament. Nici aia întreagă. 2/3. Ce vorbești, frate? S-a săturat hamsterul de merdenele, da? La prânz merdenele, la cină covrigi. Exact ca deținuții politici sunteți, domnule Dragnea. Cum să nu poată să-și citească, domne, omul dosarul? După aia ne plângem că nu citesc oamenii în țara asta. Păi normal dacă e atât de scump. Lăsați, domnul Dragnea, lăsați că vă aducem noi niște cărți, ceva. Noi am depus o plângere la DNA zilele trecute, săptămâna trecută, pentru că eu practic nu pot să am acces la dosar. Am făcut solicitare de la început și din câte am înțeles, nu numai eu, toți cei care sunt chemați pe acolo, să ne pună la dispoziție dosarul în formă electronică. S-a refuzat. Și azi numai în formă scrisă. E un termen juridic, nu știu cum exact termen, deci numai în formă scrisă, care durează și foarte mult. Nu! Să nu plecați pe fenta asta cu dosarul în format electronic, șeful, că vă stricați ochii și nu mai vedeți apoi pe unde călăuziți țara. Ce hiene, ce hiene, n-am văzut așa ceva. Domnul Dragnea, asta e, cred că trebuie să vindeți jumătatea aia de Brazilie pe care o aveți, pe bune. Că doar nu o să vindeți județul Teleorman, că ăla are valoare sentimentală, nu? Oricum să știți că ne-am distrat pe chestia asta cu dumneavoastră care n-aveți bani și cu poprirea pe 1/3 din salariu. Doamne, îmi vine să vă trimit acum pe cineva cu o oală de mâncare, serios. Uite, dacă îmi spuneți unde, eu vă trimit de mâine o pizza la prânz. Să mor? Nu vi se pare că lupta asta anticorupție se cam odihnește? Iar când muncește, pare că o face ca Dorel așa, dă cu ascuțitul și ia curentul în tot cartierul. Cum naiba să lucrezi la un dosar cum e Microsoft atâția ani, iar după aia să zici: știți, ne scuzați, ne oprim, da, toate faptele s-au prescris. Nu că oamenii aia n-au făcut nimic, nu că, domne, n-am găsit noi chestia aia care ne interesa, ci că, bă, au trecut ani, s-a prescris treaba. Lasă că facem alte dosare. Și așa aveam prea multe, nu prea făceam față. Pe bune, cum e posibil? În 2013, când a fost înregistrat dosarul Microsoft la DNA, termenul de prescripție se calcula la 10 ani de la data efectuării ultimelor plăți investigate în dosarul Microsoft. Acestea au fost făcute între 2005 și 2009. Astfel, termenul ar fi trebuit să fie 2019. Anul trecut, prin 2 decizii, judecătorii Înaltei Curți au stabilit că faptele s-au prescris în 2014. În aceste condiții, explică șefa DNA, procurorul a dispus clasarea acuzațiilor față de 6 foști miniștri. Da, uite că se poate! Nu e normal ca apoi să vedem și noi o conferință de presă în care conducerea DNA să ne spună ce s-a întâmplat acolo? Și mă mai întreb, de ce naiba s-a stat atât cu acest dosar? Nu acum, nu, atunci, la început, tăticule. Adică mă gândesc, fiind vehiculate niște șpăgi atât de mari, fiind implicați miniștri și o mega companie cum e Microsoft, n-ar fi trebuit ca resursele DNA să meargă în zona asta mai mult? Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar am văzut primari anchetați pentru 3 bănci puse aiurea în fața căminului cultural. De către DNA anchetați, normal. Poate nu mă duce pe mine mintea, dar n-ar fi fost normal să se ducă la capăt astfel de dosare mari? Nu de asta s-a făcut DNA-ul? Eficiența DNA disperă pe unii care vor ca noi să nu ne mai facem treaba. Eficiența DNA este problema. Dosarul, de fapt dosarele Microsoft încep în 2010. Suntem în 2018, fraților. Și cine să ne intereseze mai mult într-un asemenea dosar dacă nu miniștrii care au condus educația? Mai tare decât Microsoft, mult mai tare, a fost TADS, contractul de securizare a frontierelor României. Scriam despre nenorocirile din acest dosar prin 2004, deci acum aproape 15 ani. 1 miliard de euro, 1 miliard de euro, tăticu. În 2007 s-a ajuns prin nea Vasile Blaga, să trăiești, nea Vasile, la un nou contract de 730 de milioane de euro. E un dosar care pute din China și în care sunt băgați toți. toți din PDL, PNL, PSD, cocoși, necocoși, băieți din servicii, toate animalele pământului. Oare ce zice DNA despre acest dosar? S-a prescris? Au scăpat și ăștia? S-a prescris înainte să vă apucați de el, a? Știu, pare incredibil, dar să știți că nu doar Liviu Dragnea e strâmtorat în țara asta. Mai sunt și alții care suferă. Bine, s-au mărit salariile la popor cu 25%, cu 200%, cu 375% sau cât au promis PSD-iști în programul de guvernare. Dar mai sunt și care au pierdut. Ghinion, ce vreți? Sunt creșteri și de 200 sau chiar 300% până în anul 2022, deci creștere etapizate. La alții rămân pe loc salariile, la alții vor scădea. Și mie, dacă vreți, pentru că salariile erau foarte mari. Fai, ce prostii spuneți, doamnă, ce prostii! Angajații cu jumătate de normă, de pildă, trebuie să aducă bani de acasă dacă vor să-și plătească taxele. Asta nu mai spuneți. Omorâți oameni cu legi cretine și vă dați mari la televizor cu asta. Incredibil. De departe însă, cel mai afectat de scăderi cred că este bietul președinte al Republicii. Întâmplător, absolut întâmplător, Claus Iohannis. Cred că nu i-a venit să creadă când s-a uitat pe ultimul fluturaș. S-a apucat să corecteze cu pixul roșu ca la școală când era profesor. Alo, vedeți că ați greșit calculul. Claus Iohannis are salariu tăiat pe legea salarizării. Miniștrii, alții demnitari, directori de instituții cu salarii foarte mari. S-a tăiat salariul cu 40%. 40%? Oulă! De când a câștigat Cotroceniu, se pare că trece printr-o perioadă foarte grea domnul Iohannis. Toate îi sunt pe minus, domne. Casele în jos, salariul în jos, like-urile de pe Facebook, nu mai spun niu. Cu procentele nu știu cum mai stă, dar nici acolo nu cred că mai strălucește. Norocul lui cu Aldeciordache, cu Andrușcă, cu Viorica, cu Nicolicea, că îi mai fac ei treaba. A, și cu prietenul Lady, se știe. În rest e jale. Dar ce poți să mai comentezi? Ce să mai zici când însuși ministrul muncii de la Marș du Tramvai, sau cum zice dânsa, și-a tăiat leafa. Înghiți insect și te întorci la ale tale, nu, domn președinte? Anticipez că domnul Iohannis se va apuca din nou de meditații, de scris cărți, că prea o lăsase moale. Mărește și chiriile, asta e, trebuie să facă ceva. De fapt, primul pas l-a făcut deja, a dat o fugă până în Germania. Președintele Iohannis a fost surprins alături de soția sa în München. Într-o ținută lejeră, cu ochelari negri, președintele pare că tocmai a făcut ceva cumpărături. Deja văd cum se supără acum îndrăgostiții de Iohannis. Că ce treabă avem, băi, noi cu el? Că se plimbă unde vrea, da? N-avem, mă, nicio treabă. Doar observăm și noi. Dacă nu și-a mai permis să meargă la munte în România, s-a dus să se plimbe în Germania. Noi chiar îl înțelegem că a ales să-și facă piața acolo, pentru că e mai ieftin, doamnă. Dincolo e mai ieftin decât la noi, da? Acum am luat-o cu Marina, cu submarina. Trebuie să ne luăm submarine, domne. Nu se mai poate. Ne atacă dușmanii pe sub apă. Da, tot ce am luat până acum, tot, domne, avioane, rachete, corvete, tanchete, chestii, nu valorează nimic, nimic, dacă nu ne luăm niște submarine. Păi suntem vulnerabili pe sub apă. Nu poți să fii, bă, vulnerabil sub apă, că n-ai spitale, școli, drumuri. Asta e, bă, dar să fii vulnerabil sub apă, inacceptabil. Trebuie să ne facem tari și sub apă, că noi pe sub apă ne apărăm cu undițele și plasele de pescare, altceva n-avem. Nu se mai poate așa. Vin 3 scafandri peste noi și ne omoară pe toți. Nu că o să plângă cineva după noi, dar da, e păcat, mă, să ne ducem așa de tineri. Este vorba de 3 submarine pe care forțele navale române intenționează să, cu care forțele navale române intenționează să se doteze pe termen mediu și lung. Este un alt program major de înzestrare pe care noi dorim să-l prezentăm în CSAT și în Parlamentul României pentru a obține aprobările necesare. Dar vă rog, băgați mai repede în CSAT, domne. Luați toți banii și plecați la cumpărături, că nu se mai poate în halul ăsta. Să avem și noi acolo măcar, nu știu, măcar 11 submarine. Să o punem de un clasic 442 plus portar, bineînțeles. Îl jucăm pe Delfinul în poartă, acolo nu mai facem investiție. Da, submarinul ăla al nostru care nu mai mișcă de 25 de ani. Deci neafifor, nu se discută, domne. Spargeți pușculița, luați de acolo cât trebuie, 5, 10, 15 miliarde de euro, cât e nevoie, domne. Nu ne uităm la bani, mai închidem niște școli de le dracu, dar trebuie să ne luăm submarine, tăticule. Ia auzi, pentru a putea consolida poziția strategică a României la Marea Neagră, avem nevoie de forțe navale performante, iar 2018 va fi începutul împlinirii acestor obiective. Foarte bine le ziceți, domnul Fifor, foarte bine. Hai să zici că nu vin dușmanii prin mamaia, prin alea, că de e foarte scump și se sperie ăia de prețuri. Dar mai încolo, pe la Vadu, pe la Corbu, no, e foarte periculos, domne, foarte periculos. Mare noroc avem cu oamenii ăștia care ne conduc și cărora, ca la un semn așa, venit din afară, li s-a făcut numai de arme, nu mai știu altceva. Doamne, Doamne, pe bune, nici nu pot să vă arăt cât îmi e de scârbă auzindu-i cum vorbesc de înzestrarea armatei și cum bagă tot un CSAT imediat și cum deblochează ei într-o clipă bani și cum toate merg ca un semă fără nicio piedică. Da, pentru că așa se întâmplă când e vorba de arme, nu vedeți? În alte domenii lucrurile se întâmplă după cum urmează. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că principalul motiv pentru care nu avem încă spitale regionale de urgență constă în faptul că s-a început cu proiecte fantasmagorice și că din această perspectivă trebuie să se lucreze la schimbarea mentalităților. E, ca să vezi, spitalele regionale de urgență nu s-au făcut. S-au încurcat politicieni în proiecte, auzi? Au dat-o pe fantasmagorie, a mușcat megalomania, i-a ciupit vărsatul de vânt, i-a pleznit prostia, ce să mai... Pe scurt, nu s-au făcut, n-au fost băgate în CSAT, n-a zis nimeni nimic. Dar forțele navale, mam, acum, băi, ce să mai... Mâine, la prima oră, băgăm în CSAT, joi, ce vorbești? Suntem cu banii la târgu de submarine, poate prindem o reducere ceva, ne mai luăm niște rachetuțe. Bă, ce nemernici, ce nemernici sunteți! Răzvan Anghelescu i-a întrebat pe oamenii lui ce părere au despre bancul ăsta bun, că România vrea să-și facă submarine. Vax populi. Vi se pare o idee bună să avem și noi un submarin românesc? Da, de ce nu? De ce nu? Cu toate că sunt fost militar, am... din 2000, de când am terminat armata, nu, din 2000, pardon, în 2000 am uitat de ea, din 91 de când am terminat armata, mi se pare ceva corect pentru statul român și pentru armata românească să aibă un submarin. Eu zic după mine că am trecut și eu, am făcut armată și alea, ar trebui, tată, să avem și noi un submarin. Toți ăștia au cu tot felul de armamente pe ele și alea și noi de ce să nu avem? Și ce să facem cu el? Cum ce să facem? Uite, cât de cât avem, cum să zici, o siguranță că undeva există așa ceva care poate să ne ajute la o problemă. Nu cred că e nevoie de... Nu am avea nevoie de un submarin? Nu. Păi nu este că ce să facem cu el? Nu, să se doteze armata cu el, să-l aibă armata în dotare. Dar credeți că suntem în stare să construim noi un submarin? De ce nu? Am putea. Da. Credeți că noi suntem capabili să construim un submarin? De ce să nu fim, tată? Că avem, în special voi, tineretul, și nu i-am zăpăcit și pe americani, că le-a spart toate codurile de la cei mai mari, NASA, de la toate alea. Avem posibilitatea să facem, pentru că metalurgie la noi se găsește. Sunt metale ca să poți să-l faci. Dar nu știu costurile lui cât vor fi de scumpe. Dar spuneți că avem nevoie de așa ceva, de submarin? Da, avem. Avem nevoie, pentru că orice stat membru și din Uniunea Europeană au. Poate au 2, 3, 10 submarine, chiar noi să nu avem niciunul. N-ar fi în stare, pentru că în alte țări sunt. Dar pe noi crezi că ne depășește asta cu submarin? Normal, ne depășește. Când vor afla rușii că avem un submarin, credeți că ne vor privi cu alți ochi? Vor fi așa un pic mai... Deci începe să se gândească, bă, românul, nu că ne calcă pe mers, ar putea să ne depășească. Dacă e nevoie, armata are nevoie de submarine, că am înțeles că numai unul are și ăla e de 20 de ani, nu e verificat, în sfârșit. Dar am înțeles că vreo 3 submarine vor să achite, să le construim noi, că asta vreau să vă întreb. Suntem capabili de așa ceva, să construim noi? Că da, de ce nu? Avem potențialul ăsta? Da, cum am făcut și tancuri și alte minuni. Noi submarine n-avem, F-16 cumpărăm de pe la americani, avioane și tot ce ne trebuie. Exact cam în coada națiunii suntem. Avem vreun dușman pe aici, pe lângă noi, care ar fi... Nu, dar nu se știe mai târziu ce va fi. Toți se înarmează, indiferent că e pace, se înarmează toți. Că... Nu credeți că dăm bani așa în vânt pe submarinele astea? Ce anume? Zic, aruncăm cu banii pe submarinele astea sau e așa și așa? Să aruncă bani mulți, e adevărat, dar poate e nevoie. Credeți că am avea nevoie de el? România ar avea nevoie de un submarin? Cred că da, normal. Ca să ce? La ce să ne ajute? Mai exact. Nu știu cum să vă spun. La ce ne-ar trebui? Că a zis bine că ar avea nevoie, dar ce să facem noi cu submarin? După ce îl construim, ce facem cu el? Nu știu. De ce credeți că vor să facă submarinul ăsta? Care ar fi ideea? Păi pentru apărare. Avem nevoie? Credeți că urmează vreun conflict, ceva? Sau... tot ce e posibil. Hai că la asta nu m-aș fi gândit. Voi ați văzut cine a comentat scandalul cu SPP-ul? N-ați văzut? Nici nu o să vă spun deocamdată, vă mai las puțin, vă mai fierb, că oricum nu o să ghiciți. Scandalul cât de cât îl știți, da? Cu Dragnea, cu Tăricianu, cu miniștrii lor, sigur ați auzit. Sunt convinși băieții că SPP-ul îi spionează și îi toarnă la DNA. E nebunie, de vreo 2 săptămâni s-au gândit inclusiv să treacă instituția în subordinea lui Carmen Dan la interne. Da, să o mute, domne, cu nume, cu pronume, cu tot, ca să-i asculte ea pe SPP-iști, să le bage niște microfoane în priză, desigur. E și iată cine a hotărât să se implice în acest scandal. Măi, dragă, măi! Regret că această polemică privește o instituție de ale cărei servicii am beneficiat încă de la înființarea ei și care s-a comportat ireproșabil în toți acești ani, îndeplinindu-și sarcinile fixate prin lege cu profesionalism și abnegație, indiferent de contextul politic sau social. Neanelule, neanelule, ți s-a mai dus din sângele ăla de pe mâini, bre? Începusem să-mi fac griji că nu mai apărea deloc. Am zis că lor fi condamnat ăștia prin dosarele cu Revoluția, cu mineriada, și noi am scăpat marea știre, dar nu. Uite că Iliescu e verde și liber și se exprimă pe internet. Da, a comentat pe blog subiectul SPP. Ce spuneți? Că poate i-a piratat cineva blogul? Că nu e el? Nă. Păi cine mai vorbește astăzi, mă, nebunilor, cu profesionalism și abnegație? De zici că discută despre producția de porumb la hectar. Doar el poate fi, discursul lui e imposibil de falsificat. Lemn de esență tare, tati! Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat și în aceste zile. Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească. Atenție, să nu se înțeleagă cumva că fac o analogie între mineri și SPP. Nu, aici e vorba doar de exprimarea lui Neanelu. Atât și nimic mai mult. Așa, practic, dacă stau să mă gândesc, aș zice că știrea aici e alta. Ion Iliescu încă mai are tupeul să deschidă gura. Înscris, dar tot aia e. Ce individ, mă, incredibil. O arde combativ pe internetul capitalist, mă, are blog, e modern el. Deocamdată pe WordPress, dar am înțeles că trebuie să-i vină acum parolele pentru un blog deosebit, cu adresa ioniliescu.urss. Unul cu limbaj de programare din lemn, așa, comandă specială. Ați văzut imaginile de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara? Dacă nu le-ați văzut, mai bine. Noi vorbim, bă, de strategii, de proiecte, de viziuni, iar țara se scufundă sub noi de zici că e construită într-o mlaștină. acasă. Ce să mai zici? Ce să mai comentezi? Practic, acolo avem de a face cu niște grajduri. Mă rog, niște grajduri nasoale, nu grajduri ok, ci că spital de boli infecțioase. Păi ce e mai infecțios decât spitalul ăla? Probabil el este tratamentul, că ucide orice altă boală. Da, se îmbolnăvesc bolile infecțioase de alte boli din spital și aia e, te-ai vindecat. Mai bine duci oamenii pe câmp, zău, îi lași acolo. Cine se întoarce în oraș, înseamnă că a avut zile. Cine nu, aia, Dumnezeu să-l ierte. Dar un astfel de spital arată ca un instrument de tortură. Este o tristă realitate. Evident că toți care se internează acolo n-au alternativă, de asta o fac. Timp de jumătate de secol nu s-a investit nimic în acest spital. Cea mai mare parte a spitalului a fost reabilitată sau este în curs de reabilitare, inclusiv la acele saloane. Oh, e o tristă realitate, auzi. Trist ești matale, șefule. 50 de ani nu s-a făcut nicio investiție. Tare de tot. Dar se face acum, da. Noile autorități s-au pus pe treabă. E tot în derulare, domne, se renovează în draci. De fapt, astea două poze arată nasol. Restul spitalului se învârte după soare, domne. Nu știm noi. Pozele astea au fost făcute de un om rău în singura cameră în care nu s-a ajuns cu renovarea. Da, domne, oameni răi, bă, invidioși că toate merg bine în România. Doamne, doamne, ci că să ne creștem copiii spunându-le să rămână aici, mă, în această țară în care statul își execută cetățenii. Există demenți de aia care răpesc oameni și îi țin prin beciuri în condiții mai bune decât cele din acest spital. Bună asta! Site-ul de promovare turistică a României a fost închis aproape o lună pentru neplată. Repet, site-ul de turism al României, un site oficial, bă, administrat de Ministerul Turismului, a stat închis timp de o lună pentru neplată. Ci că apăream acolo la avizierul internetului cu restanță la întreținere. A zis administratorul, mai plătiți, bă, site-ul, că altfel vă închidem. Vă debranșăm de la internet, ai noștri, hands. Nu cred așa ceva, a fost prima reacție a noului ministru al turismului Bogdan Trif atunci când a aflat de la reporterul Profit.ro că site-ul România.travel nu mai funcționează. Da, a fost o mare surpriză pentru noul ministru al turismului. Omul a făcut repede o investigație prin instituție și a aflat chestii senzaționale. Site-ul de promovare a României a fost luat pe persoană fizică, da, da, de un fost angajat al ministerului. Angajatul a plătit singur ce era de plătit pentru că, atenție, nu există cadru legal pentru așa ceva. Când a plecat din minister, a uitat să spună pe acolo sau să lase un bilețel pe frigider. Dom'le, vedeți și voi să luați pâine, să puneți mâncare la pisică și să plătiți site-ul ăla de promovare a României în lume. Și uite așa, la începutul anului, site-ul a fost închis. După o lună de pauză, la sesizarea presei, desigur, noul ministru a plătit repornirea site-ului. Din buzunar, mă, că altfel nu se poate. Amatorism de cea mai înaltă calitate, nu alta. Fii profesionist, ce dracu! Cam ăsta e nivelul, oameni buni. Ce țară, mă, să facem noi cu ăștia? Suntem în 2018, internetul e peste tot, există aplicații pentru orice. Vorba aia, până și emisiunea Starea Nației are o aplicație de mobil, dacă ați auzit vreodată de emisiunea asta. Iar Grădina Carpaților își ține site-ul de turism pe persoană fizică. Cred că e momentul să intervină Nea Petrică Daia de la Agricultură, să facă puțin instructaj cu tineretul de la Ministerul Turismului, domne, să le arate el cum se lucrează cu instrumentele moderne. Parcă îl și văd cum transmite live pe Facebook momentul în care noul ministru plătește din buzunar banii pentru site. Bă, proști mai sunteți! Când ne-am apucat noi de emisiunea asta, aveam în plan să aducem invitați pe aici, să vorbim cu ei, să le umflăm ochii, na, cum se face la televizor. Doar că ăștia nu vor să vină, politicienii, ne-am rugat de ei degeaba. Și atunci am decis să aducem invitați din alte părți, oameni buni care au lucruri de spus. Astăzi ne-a vizitat la redacție, venită tocmai de la Bistrița, doamna Ana Dragu. Femeia e cu nervii la pământ pentru că marea revoluție fiscală e pe cale să pună lacătul pe zeci de organizații non-guvernamentale care fac lucruri minunate, care fac treaba acestui stat nenorocit. Ana conduce asociația Micul Prinț și în loc să ne invite la aniversarea a 10 ani, s-ar putea să ne invite la festivitatea de închidere. Este incredibil ce poate să facă acest stat român împotriva propriilor cetățeni, cum condamnă practic la moarte în cazul de față copii care au nevoie zilnic de terapie. Vedem împreună 3 minute din interviul pe care l-am făcut în această dimineață cu Ana Dragu. Ce face asociația Micul Prinț? Da, noi oferim servicii de recuperare, servicii psihologice și servicii sociale copiilor cu autism din Bistrița Năsăud și județele învecinate de 10 ani. Am cum ne-am înființat, cumva simplu, fiul meu a fost diagnosticat de autism de anul trecut, când a apărut prevederile conform cărora pentru angajați trebuie să virezi, chiar dacă ai angajat part-time, trebuie să virezi contribuțiile sociale, pensii, tot la salariul minim pe economie, cel puțin. Cu modificările noului cod fiscal, firmele cu cifre de afaceri sub 1 milion de euro, practic cele care susțineau masiv tipurile astea de servicii sociale oferite de ONG-uri, nu mai au niciun avantaj. Adică înainte li se deducea din impozit pe profit, acum gata, au dispărut. În cazul nostru au dispărut 40% din bugetul anual. Alți 60% îi adunam din formularele 230, prin care angajații pot să-și direcționeze 2% din venit către o entitate non-profit. Părinții de la noi strângeau formularele astea. Din aceste formulare noi plătim terapeuții, pentru ca ei să nu aibă de plătit tot, pentru că statul român nu-i ajută pentru susținerea terapiei. Și le adunam, aduceau la asociație, contabilul meu le centraliza, punea cu borderouri, le trimitea la toate ANAF-urile de unde aveam formulare și după ce aștepți. Și după 6 luni încep să intre niște bani. Acum s-au hotărât să strângă șurubul și nu le mai acceptă decât cu împuterniciri. Adică îți dau un exemplu, eu am o mămică care oricum în pat bolnavă, are un copil foarte grav bolnav și mama ei a adunat 300 de formulare din fabrica unde lucrează. Corect. Bun. Acum trebuie să meargă, să-i caute pe toți aia 300 de oameni și să le ceară: băi, nu-mi dai și o împuternicire, dar nu-mi dai și o copie după buletin, că nu mai pot. Ba da. Că nu le mai primesc, adică au fost la finanțe. Și împuternicirea asta dată de mână? Da, sau? De mână. Și știi ce e stupid? Pe formular există deja o rubrică de împuternicire. Ei spun, și asta spuneau, că au depistat în toată țara 4.000 de formulare în duplicat. Asta e marea fraudă pe care au făcut-o ONG-urile. Știi cum e asta? Am socotit exact vreo 8.000 de lei. Mult. Deci e exact ca, mă certam cu niște prieteni și acum în weekend, mi se pare incredibil, e exact ca manipularea ordinară cu românii care stau pe ajutor social. Da, da, exact. E am văzut fix aia. Și când te duci și le spui: băi, tâmpiților, există doar 250.000 de oameni în România care beneficiază de ajutor social. Atât. Ponderea lor în buget e zero, mă. Fie găsim în următorul an fonduri să funcționăm, nu știu, un sponsor, cineva, noi avem cam 10.000 de euro nevoia noastră pe lună, da? Fie, dacă nu obligăm nici autorități, nu vor nici autoritățile locale să ne finanțeze, am închis. Da, autoritățile au cum să finanțeze. Există bază legislativă prin care ei pot contracta serviciile astea. Nici cei mai joșnici interlopi nu dau în tine când ești deja la pământ. Vorbim despre sute de mii de copii cu dizabilități căzuți la pământ, care ani de zile au găsit supapa asta prin care să se ridice cât de cât și la care le mai dai un bocanc în gură acum. Ultimul. Nu mai lași nici pe alții să-i ajute. Asta e de fapt. Statul nu ajută, dar nu mai lasă nici pe ceilalți să ne ajute. Toată discuția are aproape 40 de minute, o găsiți pe www.stareanației.ro și pe aplicația Starea Nației, pe care sper că v-ați descărcat-o până acum. Până săptămâna viitoare, asta mi-aș mai dori eu de la viață, să stau într-o cameră, să-i adresez câteva întrebări celui sau celei care a scris acest cod fiscal. Serios, asta vreau eu. Se bagă cineva? A? Te bagi? Nu te bage? Ți-e frică? Doamne, Doamne, numai la emisiuni astea unde vă ridică băieții la fileu mergeți. Bun, noi ne vedem și mâine de la aceeași oră, 22:30, aici la TVR1. Nu uitați de reluările noastre dimineața la 6:05 pe TVR1 și de la 15:40 pe TVR2. Rămâneți cu ora de știri, noapte bună!